Mircea Lucescu, 79 de ani, a reacționat după ce vestea în legătură cu moartea lui Helmut Ducadam s-a răspândit. Selecționerul Naționalei României și-a exprimat regretul pentru tragedia ce s-a întâmplat, dar a și povestit cum l-a adus pe Ducadam la Naționala României. A avut calități deosebite, nu întâmplător, datorită calităților lui. La primul meu meci în calitate de antrenor al echipei naționale, acel meci cu Elveția, în noiembrie 1981, l-am adus la echipa națională. Juca în divizia B, Clautea Arad. L-am promovat la echipa națională. Din păcate, neobișnuit cu nivelul acesta, de presiune, de stres, înainte de meci, era foaia pregătită, totul. Dar a spus că nu poate. A avut niște probleme, după care, desigur, l-am urmărit cu atenție. A făcut pasul spre Steaua București, a apărat poarta echipei și a contribuit decisiv la câștigarea Cupei Campionilor. Deci el va rămâne pentru totdeauna în istoria Stelei și în istoria fotbalului românesc. Imaginea lui de om sigur pe el, un echilibru mental extraordinar, un curaj deosebit. Cred că vor fi pentru tânăra generație de copii, fotbaliști un exemplu. Ăsta e lucrul cel mai important. Va rămâne o legendă a fotbalului românesc ca portar, alături de cei mai mari portari ai echipei României. Rică Răducanu, Voinescu, au fost portari excepționali. El a intrat deja în istoria fotbalului nostru. În viață se poate întâmpla orice, sigur. Atunci a fost un moment special. Tot fotbalul românesc făcea pași înainte, de afirmare în cupele europene și Craiova, și Dinamo, și Sportul Studențesc și Arceșul. Era o competiție între ele și Steaua a ieșit în față cu acea performanță. Deci, se poate în momentul în care întreg fotbalul nostru își găsește drumul lui în performanța internațională. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.